Bun, salutare băi, bine v-am regăsit aici la Darksiders 1, băi. Am revenit și noi după ceva timp, pentru că nu ne-am mai distrat de mult și ceva s-a întâmplat. Video, aim control, ceva se întâmplă, pentru că se mișcă mult prea prost. Sau poate că așa o fi, nu știu. Bun. Știm că data trecută am făcut sute de miliarde de milioane de puzzle-uri. Băi, și clipul pe care l-am postat, l-am făcut cu vreo 3 săptămâni în urmă. Și eu nu mai țin minte controle, nu mai țin minte absolut nimic. Cum deschideam? Nu. Ăsta o fi. Nu e nici asta, mă. Gata. M-am trezit. Deci, pe 1 e ăsta, pe 2 e ăsta. Bun. Așadar, fraților. S-au închis ușile, Doamne ferește. Nu se poate așa. Oh, și mi-a și pus lăcățel. Înseamnă că se face o nefăcută. Bă, da. Sensitivitate. De ce am atât de prost așa deodată? A, nu aici trebuia, nu? Pe options. Și... A, păi nu, că sensibilitatea e aproape la maxim, așa. Hai să vedem așa. Da. Bun. Hai că ne apropiem de acoperiș. Ia să vedem ce se execută pe aici. Mamă, i-arată și craniu. Ia. Has the council reduced the horsemen to common assassins? Zic că Consiliul a redus călăreții pentru ca să fie niște asasini comuni. Sau a cumpărat Samuel loialitatea ta. Pentru că dacă ești de vânzare, putem să facem o negustorie, cum ar veni. Da, de fapt, Samuel ne-a trimis, știți, pentru inima lui. Ah, ăsta-i Tiamat. Corect. Pentru inima lui. Ne-a trimis, da? Să vedem acum ce se execută. Că nici nu știu cum trebuie să-l bat. Nu se va termina bine pentru mine? Ah, nu prea cred. Păi și ce faci? Oh, nu, n-am nimerit. Vorbesc serios? Nu, vreau ăsta. Dar unul ăsta în bot. Ah, nu. Din nou, mai dăm una, mai dăm una. Rapid, rapid. Așa. Și cu ăsta bang și bang. Ia să vedem. Ha, ha, ha. Mamă, nici nu știam că așa trebuie făcut. Credeți-mă. Dă-i la nebun, dă-i la nebun! Oh, oh, ce faci? Nu-l văd, nu-l văd! Fuge! Stai să iau o bombă în caz de... Am mai spus asta odată. Oh, stai că vine. Oh, nu! Mai are bomba? Nu cred că o mai are. Bă, da, șmecher mai ești, mă. Bă, nu poți scrie, mai faci odată așa? Te-ai calmat, da? Bun, eu iau așa, bang, bang, și să fie. Mamă, dar ce fel mă rovește? Asta a fost. A, chiar mai am și coasa. Nu știu ce trebuie să fac aici. Uhuhu. Oh. Băi frate, ceva se întâmplă aici.
Hai că l-am ciuruit. Dați-i, să fie, să fie. O, stai că vin iar. A, evident că m-a lovit, că eram exact sub el. Ce mi-a făcut, mă? Tu ești cine? Nu prea cred. Oh, nu! O să mor așa. Hai, de data asta m-a apăsat la timp. Ah, bine că nu stai jos. Ia. Nu știu ce trebuie să-i fac. Ori trebuie să-l lovesc cu bumerang, ori să mă bag eu peste el. Hai că mai faci asta odată. Îi dăm la nesfârșit. Oh, nu. Aproape să crap. Oh, nu, not very good. Păi și câtă viață are. Nici nu mi-arată bara, știți? Asta mă enervează pe mine la Darksiders 1. La celelalte Darksiders-uri arată bara, numai la ăsta nu arată. Bine, probabil că și cel mai vechi. Bă, dar bine că niciunul dintre astea nu se duce în el. Mai dă-i? Oh, nu. Vai de capul meu câtă viață mea. Nu mai am niciun nimic. O să încerc să trăiesc, dacă nu... Trebuia să o iau mai easy așa. Bă, da. Ce se întâmplă? O să încerc doar să rezist la atacurile lui. Și dau cu bumerangul așa din când în când. Dar nici bumerangul ăsta, parcă are ceva. Nu, na. Nu vrea nici așa. Cum am ferit? Nu știu. Dar nu mi-am luat damage, ați văzut? Stai că vin iar. Trebuie să mă așez și microfonul, că am impresia că nu m-au bine. Mamă, dar ce greu se ridică, what? Așa. Trebuie să-l lovesc eu cu sabia sau... Probabil că asta trebuie să fac. Bang, l-am ciuruit, fiți atenți! Vai de capul meu, țineți-vă! Da, și eu știu să fac asta. Nu înțeleg ce se întâmplă la bătălia asta cu sunetele, dar nu prea se aud. Călărețule. Ia inima cât timp mai trăiește. Vreau să aud țipând. Eu sunt unul dintre cei numiți. Îți poți poți reface balanța și nu poate. Vai de capul meu, Doamne ferește! Nu mă miră faptul că Samael vrea chestia asta. Bubuie de putere. Heart of the Chosen. Samael requires this item to powerful arcane energy to unlock access to Black Throne. Și Lifestone, wow! Am primit-o cu un craniu din ăsta. Over... unde? Ah, acolo. Ok, bro. Tragic.
Without your feathered friend, how will you escape this prison of rock? Se referă la Grifon. I'll find a way. You have certainly proven yourself resourceful. Ți-ai făcut nu-mi vine. Perhaps I can provide a quicker way. Poate că îți pot oferi o cale mai ușoară. Căile serpentinilor. Asta sunt în toate jocurile, dacă nu mă înșel. Sau e doar... A, nu, este în Dark Siders Genesis și în Dark Siders-ul ăsta. Serpent Hall-urile. Ce vrei, Vulgrim? Mamă, ce traducător bun. Ar trebui să mă plătiți pentru că vă traduc. Dai că asta n-am reușit. Mă rănești, călărețule, n-aș veni niciodată între relația ta cu Samuel. Vreau doar să mă uit odată la inimă. Arată-mi-o și apoi afacerea noastră e nu știu cum. Dacă vrea să mi-o fure, nebunul. Găurile serpentinilor sunt ale tale. Caută-mă atunci când vrei să le folosești. Bun. Serpent Halls, this ancient network of pathways flows throughout the world of and beyond. Seek out Fulgrim location to gain access. Oh, mamă, se pare că mă văd. Nu știu. Sunt invizibil. Extraordinar. Trade artifacts aș vrea. Și ce Dumnezeule mai puteți să mai am eu de aici? Deci ziceam că vreau la un moment dat să-mi upgradez și chestiile astea, nu? Meteor Strike. Să folosim o dată pe ăsta, l-am upgradat la maxim și să-l upgradăm și pe ăsta așa să fie. A, chiar, puteam să ne luăm coasa asta mai bună. Asta causes the strong crossblade to ricochet between nearby enemies. Oh, ăsta e tare. Ricochet haste boosts the number of ricochet attacks by the crossblade. Hai să luăm și câteva life of essence. Ah, nu mai are. Da, se pare că tot... Aute ce fel dăm acum, fiți atent. În fine, poate ne revenim imediat, dacă nu... Serpent Halls. Și vrem să mergem la Samael, da? Hai că ne-am și revenit. Extraordinar. Astea sunt Serpent Halls-urile astea care călătorim mult mai rapid în locațiile noastre pe care le dorim. Asta e un fel de loading screen, Serpent Hall-urile astea. Adică în loc să ne arate nouă ecranul negru și crotița aia care se rotește, ne dă un mic drum pe care să-l urmăm până ajungem, știți? Și drumul ăsta diferă mereu în funcție de cât de lung este loading screen-ul, înțelegeți? Adică dacă loading screen-ul este de o secundă, nici Serpent Hall-ul nu-i mare, știți? Dar unde m-am dus, mă? Sper că a suferit. Al doilea gardian, Grievarul, călătorește prin munți, prin nu știu ce. That must be removed. Ulfane, one of the old ones. You didn't mention that before. Changing the deal already, Samael. Be silent, Bilth. Băi, ce se întâmplă mai aici? My business is with the horseman. Ulthane is no ally of the destroyer. But you won't find the griever without confronting the black hammer. And that will require strength you don't possess. Yet. What the hell do you think you're doing?
Queen Samael. Tell him, Watcher, how you stifle the horseman's true power in order to keep him on the council's leash. War. Destroy this parasite. You so much as blink at me, and the council will end you, both of you. I'm protected. Not in here. You are War, rider of the Red Horse. Not some puppet on this pathetic creature's strings. War, I will make you suffer. Focus your anger. A great rage stirs within you, clawing to get out. You must release it, or a puppet you'll remain. You are reborn! Yay! What was that? The horseman is broken, but there is still much power in him. For a moment, I saw one who would stand alone against the Destroyer's army. Yes! Fiți atenți, fiți atenți ce am... Am vedea... Acum avem... Havoc Form, puterea aia șmecheră pe care am primit-o... Chaos Form, vedeți? Ce am primit noi la începutul jocului din ne-a fost luat. Băi, cam acesta ne-a fost episodul pe ziua de azi, nu știu ce se mișcă atât de prost, dar o să rezolve-o până în episodul următor. Hai, la revedere!